Astăzi a fost o zi importantă pentru cadrele didactice, dar mai ales pentru copiii care urmează cursurile școlii gimnaziale numărul 1 din Slatina. Unitatea de învățământ este beneficiarul campaniei susținute de supermarketul de pe Bulevardul Nicolae Titulescu și Fundația Copiii Viitorul Nostru, proiect al cărui prim scop este oferirea elementelor care stau la baza unei educații mai bune a copiilor. Dumnealor, prin acest program, anul acesta, au ales școala noastră ca beneficiară. Și donația dumnealor a constat în foarte, foarte multe materiale didactice pentru ciclul primar. Astfel, elevii se vor bucura de materiale didactice noi, aparate foto, cameră de filmat, videoproiectoare pentru fiecare clasă. Sunt doar câteva din sutele de produse care vor îmbunătăți de acum înainte actul educațional. Copiii noștri vor avea absolut tot ce își poate dori un copil la școală pentru a lucra. Începând de la rechizite, cărți de colorat, cărți de lectură, cărți, atlase, jocuri, cuburi, plastelină, carioci. Sunt 8 pagini de materiale didactice. Prezent la acest eveniment, primarul municipiului Slatina, Minel Prina, a ținut să mulțumească în mod special reprezentanților lanțului de magazine, care, în ciuda condițiilor economice grele prin care trecem, nu au uitat să susțină învățământul. Vreau să mulțumesc în mod direct lanțului de magazine Kaufland pentru că susține învățământul românesc, pentru că susține învățământul slătinean atât de consistent. Este un exemplu de bună practică care ar trebui să fie urmat de cât mai multe societăți comerciale. Chiar dacă nu au dorit să dezvăluie valoarea donațiilor, inițiatorii campaniei au oferit produse de peste 600 de milioane de lei vechi. Așa cum singuri au declarat, scopul acestei acțiuni nu sunt banii, ci susținerea educației și a viitorului României. Am susținut și vom susține în continuare învățământul de stat al localității noastre. Sper să nu ne oprim aici. Încercăm să susținem învățământul, să susținem viitorul de mâine. Beneficiarul de anul viitor al campaniei Ajutăm Împreună va fi școala gimnazială Vlaicu Vodă.